să nu cumva să spun ceva, să anunț o surpriză, pentru că, mă rog, avea o superstiție legată de surprizele dezvăluite când nu trebuie. Deci data trecută avea grijă să nu spun ceva despre viitor. Acum aș vrea să spun ceva despre trecut, despre faptul că domnul profesor, doctor arhitect, Teofil Mihăilescu, sau Teo cum îi spun, este astăzi colegul nostru și mă bucur că, deși celelalte două lucrări la lansarea cărora am participat, atât ACOS-ul, cât și cea despre Brașov, care sunt în editura Universității Transilvania, deci tipărite în cadrul editurii Universității, chiar dacă această a treia carte nu este în editura Universității Transilvania din Brașov, sunt sigur că ea anunță multe alte lucrări pe care Teo le va lansa în Brașov și mă bucur că a revenit acasă. Sper ca lipsa navetei spre București să însemne mai mult timp liber pentru probabil pentru scris, pentru proiectele pe care le avem împreună. Și chiar dacă poate într-o perioadă naveta însemna și posibilitatea de a-ți arunca, să spun așa, gândurile spre o nouă carte, timpul petrecut alături de familie să ne inspire să facem și alte lucruri frumoase pentru, în primul rând, pentru comunitatea brașoveană și, de ce nu, și pentru universitate.